prezentului. Capitolul 10. Sensul abandonării. Ați vorbit de câteva ori despre abandonare. Nu-mi place această idee. Sună fatalist într-un fel. Dacă acceptăm întotdeauna lucrurile așa cum sunt, nu vom mai face niciun efort pentru a le ameliora. Mi se pare că progresul constă tocmai în acest lucru, atât în sfera personală cât și în sfera colectivă. Să nu acceptăm limitele prezentului și să ne străduim să le depășim și să creăm ceva mai bun. Dacă nu am fi făcut acest lucru, am trăit și acum în peșteri. Cum împăcați ideea de abandonare cu schimbarea lucrurilor și rezultatelor? Pentru unii oameni, abandonarea poate avea conotații negative, implicând înfrângerea, renunțarea, eșecul de a face față dificultăților vieții, letargia și așa mai departe. Adevărata abandonare, totuși, este un lucru total diferit. Nu înseamnă că acceptați pozitiv orice situație în care ești implicat și să nu faci nimic în această privință. Nici nu înseamnă să nu-ți mai faci planuri sau să nu întreprinzi acțiuni pozitive. Abandonarea este înțelepciunea simplă, dar profundă, care constă în a te supune mai degrabă decât a te opune cursului vieții. Singurul loc în care puteți simți cursul vieții este clipa de acum. Așa că a te abandona înseamnă a accepta momentul prezent necondiționat și fără rezerve. Înseamnă a renunța la orice rezistență internă față de ceea ce este. Rezistența internă înseamnă a spune nu la ceea ce există prin critică și negativism emoțional. Devine extrem de pronunțată, mai ales atunci când lucrurile merg prost, adică atunci când există un decalaj între cererile sau așteptările rigide ale minții și realitate. Aceasta este prăpastia durerii. Dacă ați trăit suficient, știți că lucrurile pot merge prost foarte des. Tocmai în acele momente trebuie să practicați abandonarea, dacă doriți să eliminați durerea și suferința din viața dumneavoastră. Acceptarea stării prezente vă eliberează imediat de identificarea cu mintea și, astfel, vă reconectează cu ființa. Rezistența este mintea. Abandonarea este un fenomen pur interior. Nu înseamnă că la nivel exterior nu puteți întreprinde nimic pentru a schimba situația. De fapt, nu situația în întregime trebuie să o acceptați atunci când vă abandonați, ci numai micul segment numit acum. De exemplu, dacă ați fi împotmolit undeva în noroi, nu ați spune, bine, mă resemnez să fiu împotmolit în noroi. Resemnarea nu este abandonarea. Nu trebuie să acceptați o situație de viață indezirabilă sau neplăcută. Și nici nu trebuie să vă mințiți spunând că nu este nimic rău în a fi împotmolit în noroi. Nu. Recunoașteți în totalitate dorința dumneavoastră de a ieși din această situație. Vă restrângeți atenția la momentul prezent fără să îl etichetați în niciun fel. Aceasta înseamnă că există o judecată critică la adresa clipei de acum. Deci, nu există rezistență, negativism emoțional. Acceptați calitatea acestui moment, apoi treceți la acțiune și faceți tot ce puteți pentru a ieși din noroi. O astfel de acțiune eu o numesc pozitivă. Este mult mai eficientă decât acțiunea negativă, care vine din furie, disperare sau frustrare.
Până când nu obțineți rezultatul dorit, continuați să practicați abandonarea, evitând etichetarea clipei de acum. Dați-mi voie să vă ofer o analogie vizuală pentru a ilustra ceea ce vreau să spun. Mergeți noaptea pe o potecă înconjurat de o ceață deasă, dar aveți o lanternă puternică care trece prin ceață și creează un spațiu îngust în fața dumneavoastră. Ceața este situația dumneavoastră de viață, care include trecutul și viitorul. Lanterna este prezența dumneavoastră conștientă. Spațiul clar din fața dumneavoastră este clipa de acum. Lipsa abandonării vă consolidează forma psihologică, scoica sinelui fals, și astfel creează un puternic sentiment de separare. Lumea din jur și mai ales oamenii încep să fie percepuți ca o amenințare. Apare compulsia inconștientă de a-i distruge pe ceilalți, judecându-i critic, și nevoia de a concura și a domina. Chiar și natura devine un dușman, iar percepțiile și interpretările dumneavoastră sunt guvernate de frică. Boala mentală, pe care o numim paranoia, este numai o formă puțin mai acută a acestei stări normale, dar disfuncționale a conștiinței. Nu numai forma dumneavoastră psihologică, dar și forma fizică, corpul dumneavoastră, se întăresc și se rigidizează prin rezistență. Tensiunea crește în diferite segmente ale corpului, iar corpul ca întreg se contractă. Circulația liberă a energiei vieții prin corp, esențială pentru a funcționa sănătos, este foarte redusă. Exercițiile asupra corpului și anumite forme de terapie fizică pot fi utile în restabilirea circulației acestei energii, dar dacă nu practicați abandonarea în viața de zi cu zi, aceste lucruri nu pot aduce decât o ameliorare temporară a simptomelor, deoarece cauza, adică tiparul rezistenței, nu a fost dizolvat. Există în dumneavoastră ceea ce rămâne neafectat de condițiile trecătoare care formează situația de viață dată și numai abandonându-vă aveți acces la el. Este viața dumneavoastră, însăși ființa, care există etern în domeniul atemporal al prezentului. Găsirea acestei vieți este singurul lucru necesar despre care vorbea Iisus. Găsiți că situația dumneavoastră de viață este nesatisfăcătoare sau chiar intolerabilă, numai abandonându-vă într-o primă fază puteți sparge tiparul inconștient de rezistență ce perpetuează această situație. Abandonarea este perfect compatibilă cu acțiunea, cu inițierea schimbării sau cu realitatea obiectivelor. Dar în starea de abandonare totală, o energie complet diferită, de o calitate diferită, vă animă acțiunile. Abandonarea vă reconectează cu energia sursă a ființei și, dacă ceea ce faceți este inundat de ființă, aceasta devine o celebrare plină de bucuria energiei vieții, care vă poartă și mai adânc în prezent. Prin lipsa de rezistență, calitatea conștiinței dumneavoastră și din acest motiv calitatea tuturor acțiunilor pe care le întreprindeți, crește infinit de mult. Rezultatele vor veni de la sine și vor reflecta această calitate. Am putea numi acest lucru acțiune de abandonare de sine. Nu este o muncă, așa cum ne-am obișnuit noi cu ea de mii de ani.
Pe măsură ce tot mai mulți oameni se vor trezi, cuvântul muncă va dispărea din vocabularul nostru și poate că în locul lui va fi creat unul nou. Calitatea conștiinței dumneavoastră din acest moment este elementul determinant al viitorului pe care îl veți trăi, așa că abandonarea este cel mai important lucru pe care îl puteți face pentru a produce schimbări pozitive. Orice acțiune pe care o întreprindeți este secundară. Nicio acțiune cu adevărat pozitivă nu poate să provină dintr-o stare de conștiință din care lipsește abandonarea. Înțeleg că dacă mă aflu într-o situație neplăcută sau nesatisfăcătoare și accept complet momentul așa cum este, nu va exista suferință sau nefericire. Voi fi deasupra acestora, dar tot nu înțeleg bine de unde vine energia sau motivația acțiunii pentru producerea schimbării în condițiile în care nu există o anumită cotă de nemulțumire. În starea de abandonare, înțelegeți foarte clar ce trebuie făcut și treceți la fapte, făcând câte un lucru pe rând și concentrându-vă asupra fiecăruia. Învățați de la natură. Observați cum se împlinește fiecare lucru și cum se desfășoară miracolul vieții, fără nemulțumire sau nefericire. De aceea a spus Iisus, luați seamă la crinii câmpului cum cresc, nu se ostenesc și nici nu torc. Dacă situația dumneavoastră generală este nesatisfăcătoare sau neplăcută, separați-vă de ea chiar în acest moment și abandonați-vă situației existente. Aceasta este lumina lanternei care străbate ceața. Starea dumneavoastră de conștiință încetează atunci să mai fie controlată de condiții externe. Nu mai acționați pe baza reacției și a rezistenței. Analizați datele concrete ale acțiunii. Întrebați-vă, pot să fac ceva pentru a schimba această situație, pentru a o ameliora sau a ieși din ea? Dacă da, întreprindeți acțiunea potrivită. Conectați-vă nu asupra celor 100 de lucruri pe care le veți face sau va trebui să le faceți la un moment dat, ci asupra singurului lucru pe care îl puteți face acum. Aceasta nu înseamnă că nu trebuie să vă faceți niciun fel de planuri. Poate că stabilirea unui plan de acțiune este lucrul pe care îl puteți face acum. Dar asigurați-vă că nu începeți să derulați în sinea dumneavoastră filme mentale, că nu vă proiectați în viitor, pierzând astfel clipa de acum. Orice acțiune veți întreprinde, este posibil să nu își arate roadele imediat. Până când se vor vedea rezultatele, nu vă împotriviți situației existente. Dacă nu puteți întreprinde nimic și nici nu puteți ieși din situație, folosiți situația pentru a pătrunde mai adânc în starea de abandonare în clipa de acum, în ființă. Când pătrundeți în această dimensiune atemporală a prezentului, schimbarea vine deseori în feluri ciudate, fără să fie nevoie să faceți mare lucru. Viața devine cooperantă, începe să vă ajute. Dacă factorii interni ca frica, violența sau inerția v-au împiedicat să faceți ceva, ei se vor dizolva în lumina prezenței conștiente. Nu confundați abandonarea cu o atitudine de tipul nu mă mai deranjează nimic sau nu mai pasă. Dacă vă veți uita mai atent, veți descoperi că o astfel de atitudine este contaminată de negativism sub forma rezistențelor ascunse, astfel încât nu este deloc abandonare, ci o rezistență mascată. Când vă abandonați, îndreptați-vă atenția în interior pentru a verifica dacă a mai rămas vreo urmă de rezistență. Fiți foarte vigilent făcând acest lucru. Altfel, un râs de rezistență poate continua să se ascundă într-un colț întunecat sub forma unui gând sau a unei emoții nerecunoscute.
energia mentală la energia spirituală. Ați abandona rezistențele pare mai ușor de spus decât de făcut. Tot nu înțeleg clar cum să fac acest lucru. Dumneavoastră spuneți că abandonându-mă situației, dar problema mea rămâne. Cum anume? Începeți prin a accepta că există o rezistență. Fiți acolo când se întâmplă, când apare rezistența. Observați cum este creată în mintea dumneavoastră, cum aceasta etichetează situația pe dumneavoastră înșivă sau pe alții. Urmăriți procesul mental implicat, simțiți energia emoției. Asistând la apariția rezistenței, veți înțelege că este inutilă. Fixându-vă întreaga atenție asupra clipei de acum, rezistența inconștientă devine conștiință și aceasta este sfârșitul ei. Nu puteți fi și conștient și nefericit, și conștient și negativist. Negativismul, nefericirea sau suferința, indiferent de formă, înseamnă existența unei rezistențe, iar rezistența este întotdeauna inconștientă. Dar îmi pot conștientiza sentimentele de nefericire? Ați alege să fiți nefericit? Dacă nu dumneavoastră ați ales acest sentiment, cum a apărut el? Care este scopul său? Ce anume îl menține în viață? Spuneți că sunteți conștient de sentimentele dumneavoastră de nefericire, dar adevărul este că vă identificați cu ele și mențineți viu procesul printr-o gândire compulsivă. Toate acestea sunt procese inconștiente. Dacă ați fi conștient, adică pe deplin prezent aici și acum, tot negativismul s-ar dizolva aproape instantaneu. Nu ar mai putea supraviețui în prezența dumneavoastră, ci doar în absența dumneavoastră. Nici corpul durere nu poate supraviețui mult timp în prezența dumneavoastră. Vă mențineți vie nefericirea acordându-i timp. Acesta este sângele ei. Înlocuiți timpul cu o conștiință intensă a momentului prezent și a va muri. Dar oare chiar doriți ca ea să moară? V-ați săturat într-adevăr de ea? Cine ați fi fără ea? Până când nu practicați abandonarea, dimensiunea spirituală este un lucru despre care citiți, vorbiți, vă entuziasmați, scrieți cărți, îl analizați, credeți în el sau nu, după caz, nu contează. Până când nu vă veți abandona, ea nu va deveni o realitate vie în viața dumneavoastră. Când faceți aceasta, energia pe care o emanați și care vă conduce viața are o frecvență vibratorie mult mai înaltă decât energia mentală care ne conduce lumea, adică energia care a creat structurile existenței ale civilizației noastre, politice, sociale și economice, și care se perpetuează continuu prin sistemele noastre educaționale și mass media. Prin abandonare, energia spirituală pătrunde în această lume. Atunci nu mai există suferință, nici pentru dumneavoastră, nici pentru alți oameni și nici pentru vreo altă formă de viață de pe planetă. Spre deosebire de energia mentală, ea nu poluează pământul și nu este supusă legii polarităților care impune faptul că nimic nu există fără opusul său, că nu poate exista bine fără rău. Cei care funcționează pe baza energiei mentale și care reprezintă încă marea majoritate a populației de pe pământ rămân în afara conștientizării existenței acestei energii spirituale.
Ea ține de o ordine diferită a realității și va crea o lume diferită când un număr suficient de oameni se vor abandona pe sine și se vor elibera astfel de negativism. Dacă Pământul va supraviețui, aceasta va fi energia care îl va locui. La această energie s-a referit Isus atunci când a făcut acele faimoase afirmații profetice în predica de pe munte. Fericiți cei blânzi, că aceia vor moșteni pământul. O prezență tăcută, dar intensă, va dizolva tiparele inconștiente ale minții. Ele mai rămân active un timp, dar nu vă vor mai conduce viața. Condițiile externe cărora le opuneați rezistență tind și ele să se schimbe sau să dispară rapid prin abandonare. Acesta este un puternic instrument de transformare a situațiilor și a oamenilor. Dacă condițiile nu se schimbă imediat, acceptarea clipei de acum vă va permite să vă ridicați deasupra lor. Oricum sunteți liberi. Personale. Dar cum rămâne cu oamenii care vor să mă folosească, să mă manipuleze sau să mă controleze? Trebuie să mă abandonez lor? Fiind izolați de ființă, ei încearcă în mod inconștient să-și tragă energia și puterea de la dumneavoastră. Este adevărat că numai o persoană inconștientă va încerca să-i folosească sau să-i manipuleze pe ceilalți, dar la fel de adevărat este că numai o persoană inconștientă poate fi folosită și manipulată. Dacă vă opuneți sau vă împotriviți comportamentului inconștient al altor persoane, deveniți și dumneavoastră inconștient. Dar abandonarea nu înseamnă să le permiteți unor persoane inconștiente să vă folosească. Deloc. Este perfect posibil să spuneți un nu ferm și clar unei persoane sau să găsiți ieșirea dintr-o situație păstrându-vă în același timp starea de lipsă de rezistență internă completă. Spuneți nu unei persoane sau unei situații, lăsați-l să vină nu dintr-o reacție, ci din intuiție, din conștiința clară că ceea ce este bine și a ceea ce este rău pentru dumneavoastră în momentul respectiv. Lăsați-l să fie un nu care nu provine dintr-o reacție, liber de orice negativism și care nu mai creează suferință. S-a creat o situație neplăcută la locul de muncă. Am încercat să mă abandonez, dar mi este imposibil. Apare mereu foarte multă rezistență. Dacă nu vă puteți abandona, faceți ceva imediat. Exprimați-vă punctul de vedere sau faceți ceva pentru a schimba situația. Sau ieșiți din ea. Asumați-vă responsabilitatea pentru viața dumneavoastră. Nu vă poluați ființa interioară, frumoasă și strălucitoare și nici pământul cu negativism. Nu-i dați nefericirii, indiferent de forma ei, un lăcaș în interiorul dumneavoastră. Dacă nu puteți face nimic, de exemplu, dacă sunteți în închisoare, atunci aveți două posibilități, rezistența sau abandonarea. Înlănțuirea sau eliberarea interioară de condițiile externe, suferința sau pacea interioară. Lipsa de rezistență trebuie practicată și în comportamentul exterior în viață, ca de exemplu lipsa rezistenței la violență, sau este un lucru care ține numai de viața interioară? Nu trebuie să vă preocupe decât aspectul interior. Acesta este principal. Desigur, el va transforma și comportamentul dumneavoastră exterior, din relații și așa mai departe.
Relațiile dumneavoastră se vor schimba profund prin abandonare. Dacă nu puteți accepta ceea ce este, prin deducție, nu veți putea accepta pe nimeni așa cum este. Îl veți evalua, critica, eticheta, respinge sau veți încerca să îl schimbați. Mai mult, dacă transformați mereu clipa de acum într-un mijloc pentru atingerea unui scop viitor, veți transforma fiecare persoană pe care o întâlniți într-un mijloc pentru atingerea unui scop. Relația, adică ființa umană, va avea atunci o importanță secundară pentru dumneavoastră sau niciuna. Ceea ce puteți obține din relație este pe primul loc un câștig material, un sentiment de putere, plăcerea fizică sau o formă de gratificare a sinelui fals. Dați-mi voie să vă explic modul în care funcționează abandonarea în relațiile umane. Când vă aflați implicat într-o ceartă sau într-o situație conflictuală, poate cu partenerul sau cu o persoană apropiată, începeți prin a observa cât de diferit deveniți când vă este atacată poziția sau prin a simți forța agresiunii în timp ce atacați poziția celuilalt. Observați cât de atașat sunteți de perspectivă și de opiniile dumneavoastră. Simțiți energia mental-emoțională din spatele nevoii dumneavoastră de a avea dreptate și de a-i dovedi celuilalt că greșește. Aceasta este energia minții conduse de sinele fals. O conștientizați recunoscând-o, simțind-o cât puteți de mult. Apoi, într-o zi, în mijlocul unei certe, vă veți da brusc seama că aveți posibilitatea de a alege și că puteți hotărâ să vă abandonați propriile reacții numai ca să vedeți ce se întâmplă. Vă abandonați. Nu vreau să vă abandonați reacția numai verbal spunând: bine, tu ai dreptate, cu o privire care spune: sunt deasupra acestei inconștiențe copilărești. Aceasta nu înseamnă decât să depășiți rezistența la un alt nivel, mintea și sinele fals fiind încă la conducere și reclamându-și superioritatea. Eu mă refer la abandonarea întregului câmp energetic, mental, emoțional din interior, care luptă pentru putere. Sinele fals este viclean, așa că trebuie să fiți foarte vigilent, foarte prezent și complet sincer cu dumneavoastră înșivă pentru a vedea dacă ați abandonat într-adevăr identificarea cu o poziție mentală și v-ați abandonat de minte. Dacă vă simțiți brusc foarte ușor, clar și profund împăcat, aceasta este un semn inconfundabil că într-adevăr v-ați abandonat. Apoi, observați ce se întâmplă cu poziția mentală a celuilalt. Dacă nu o mai energizați prin rezistență, când identificarea cu pozițiile mentale a fost eliminată, începe adevărata comunicare. Dar ce puteți spune despre lipsa de rezistență în fața violenței, a agresiunii și a altor lucruri asemănătoare? Lipsa de rezistență nu înseamnă neapărat să nu facem nimic. În sensul ei complet, înseamnă că nicio acțiune nu este declanșată de o reacție. Nu uitați înțelepciunea profundă care stă la baza practicii artelor marțiale în Orient. Nu te opune forței adversarului. Cedează ca să învingi. Spunând acest lucru, a nu face nimic când vă aflați într-o stare de prezență intensă este un factor de transformare și vindecare foarte puternic pentru situații și oameni. În taoism există un termen numit Wu Wei, care este de obicei tradus prin activitate fără acțiune sau a sta liniștit fără să faci nimic. În China antică, acest lucru era considerat una dintre cele mai mari realizări sau virtuți.
este radical diferit de inactivitatea din starea obișnuită de conștiință sau mai curând de inconștiență, care vine din frică, inerție sau indecizie. Adevărata activitate fără acțiune implică lipsa de rezistență și vigilență intensă. Pe de altă parte, dacă se impune o acțiune, nu vezi mai reacționa în virtutea minții condiționate, ci vezi răspunde situației din prezența conștientă. În această stare, mintea este liberă de concepte, inclusiv de conceptul non-violenței. Așa că, cine poate prezice ce veți face? Egoul crede că puterea dumneavoastră stă în rezistența pe care o opuneți, când de fapt rezistența vă izolează de ființă, singurul sediu al puterii adevărate. Rezistența este slăbiciune și frică deghizată în putere. Ceea ce sinele fals vede drept slăbiciune este ființa dumneavoastră în puritatea, inocența și puterea sa. Ceea ce este văzut ca putere este slăbiciune. Astfel, sinele fals are un mod de existență continuu rezistent și joacă roluri contrafăcute pentru a ascunde acea slăbiciune care este de fapt puterea dumneavoastră. Până când nu apare abandonarea, rolurile inconștiente constituie cea mai mare parte a interacțiunilor umane. În abandonare, nu mai aveți nevoie de apărările și măștile sinelui fals. Deveniți foarte simplu, foarte real. Acest lucru este periculos, spune sinele fals. Vei suferi, vei fi vulnerabil. Ceea ce sinele fals nu știe, desigur, este faptul că numai prin renunțarea la rezistență, devenind vulnerabil, vă puteți descoperi invulnerabilitatea adevărată și esențială. Transformarea bolii în dreaptă spirituală superioară. Dacă o persoană este grav bolnavă și își acceptă total condiția, abandonându-se bolii, nu își abandonează dorința de a se face bine, hotărârea de a lupta cu boala nu ar mai exista, nu-i așa? Abandonarea înseamnă acceptarea interioară a stării de fapt fără rezerve. Vorbim despre viața dumneavoastră, despre acest moment, nu despre condițiile sau circumstanțele vieții dumneavoastră. Nu despre ceea ce eu aș numi situația dumneavoastră de viață. Am mai vorbit deja despre asta. În privința bolii, aceasta este sensul său. Boala face parte din situația dumneavoastră de viață. Prin urmare, are un trecut și un viitor. Trecutul și viitorul formează un continuum neîntrerupt, cu excepția cazului în care puterea salvatoare a clipei de acum este activată prin prezența conștientă. După cum știți, în spatele diferitelor condiții care formează situația dumneavoastră de viață și care există în timp, se află un lucru mai profund, mai important, viața dumneavoastră, ființa din clipa de acum atemporală. De aceea nu există probleme în clipa de acum. Nu există nici boală. Credința într-o etichetă pe care cineva o atașează condiției dumneavoastră menține situația pe loc, îi dă putere și o transformă într-un dezechilibru temporar, într-o realitate aparent solidă. Îi dă nu numai realitate și soliditate, ci și continuitate în timp pe care nu o avea înainte.
concentrându-ne pe acest moment și ferindu-ne să etichetăm mental situația, boala este redusă la unul sau mai mulți factori, precum durerea fizică, slăbiciunea, disconfortul sau neputința. Acestea sunt condițiile cărora vă abandonați acum. Nu vă abandonați ideii de boală. Lăsați suferința să vă forțeze să trăiți în prezent, într-o stare de intensă prezență conștientă. Folosiți-o pentru iluminare. Abandonarea nu transformă ceea ce există deja, cel puțin nu în mod direct. Abandonarea vă transformă pe dumneavoastră. Când dumneavoastră v-ați schimbat, se schimbă și lumea dumneavoastră în întregime, pentru că lumea este o simplă reflectare. Am vorbit despre acest lucru mai devreme. Dacă v-ați uitat în oglindă și nu v-a plăcut ce ați văzut, ar trebui să fiți nebun ca să atacați imaginea din oglindă. Este exact ceea ce faceți când vă aflați într-o stare de neacceptare. Și, desigur, dacă atacați imaginea, vă atacă și ea la rândul ei. Dacă acceptați imaginea, indiferent care este aceasta, dacă aveți o atitudine prietenoasă față de ea, nu poate să nu devină și ea prietenoasă cu dumneavoastră. Iată cum schimbați lumea. Nu boala este problema. Dumneavoastră sunteți. Atâta timp cât mintea și sinele fals dețin controlul, când sunteți bolnav sau aveți un handicap, nu simțiți că ați eșuat într-un anumit fel. Nu vă simțiți vinovat. Nu dați vina pe viață pentru că v-a făcut o nedreptate, dar nu dați vina nici pe dumneavoastră. Toate acestea înseamnă rezistență. Dacă aveți o boală gravă, folosiți-o pentru a progresa spiritual. Folosiți orice lucru rău care vi se întâmplă pentru a vă dezvolta spiritual. Retrageți timpul din boală. Nu îi dați nici trecut, nici viitor. Lăsați-o să vă forțeze să deveniți intens conștient de momentul prezent și observați ce se întâmplă. Deveniți un alchimist. Transformați metalul obișnuit în aur, suferința în conștiință, dezastrul în progres spiritual. Sunteți grav bolnav și acum ați devenit furios pentru tot ce v-am spus? Atunci, aceasta este un semnal că boala a devenit o parte din sentimentul dumneavoastră de identitate și că acum vă apărați identitatea și boala. Starea etichetată ca boală nu are nimic de a face cu ființa dumneavoastră adevărată. Apar dezastrele. În ce privește majoritatea încă inconștientă a populației, numai o situație limită are potențialul de a sparge coaja dură a sinelui fals și de a o forța să se abandoneze și astfel să-și trezească conștiința. O situație limită apare atunci când, printr-un dezastru, o revoltă de proporții, o pierdere sau o suferință importantă, întreaga dumneavoastră lume este distrusă și își pierde sensul. Este o întâlnire cu moartea, fizică sau psihologică. Mintea și sinele fals, creatorul acestei lumi, intră în colaps. Din cenușile vechi lumi poate lua naștere o nouă lume. Desigur, nu există nicio garanție că o situație limită va reuși această transformare, dar potențialul există mereu. Rezistența unor persoane față de starea de fapt chiar se intensifică într-o asemenea situație și devine astfel o coborâre în iad. La alții, poate exista numai o abandonare parțială, însă chiar și aceasta le va da o anumită profundime și liniște care nu existau înainte. Părți din carapacea sinelui fals sunt distruse
și acest lucru permite unor mici breșe din liniște și energie aflate în spatele minții să strălucească prin ea. Situațiile limită au produs multe miracole. Au existat criminali condamnați la moarte ce își așteptau execuția, care în ultimile ore ale vieții lor au trăit lipsa sinelui fals, bucuria și liniștea profundă aduse de acestea. Rezistența internă față de situația în care s-au trezit a devenit atât de intensă încât le-a produs o suferință insuportabilă. Fără să mai aibă încotro să fugă sau ceva de făcut pentru a scăpa de ea, nici măcar de un viitor proiectat de minte. Astfel, au fost forțați să accepte complet inacceptabilul. Au fost forțați să se abandoneze situației. Au putut să intre în starea de grație care vine odată cu mântuirea, eliberarea totală de trecut. Desigur, nu situația limită face loc miracolului stării de grație și mântuirii, ci actul abandonării. Așa că, ori de câte ori apare un fel sau altul de dezastru sau o situație se înrăutățește extrem de mult, adică boală, handicap, pierderea casei sau a averii ori a unei identități sociale, ruperea unei relații personale, moartea sau suferința unei persoane apropiate sau chiar iminența propriei morți. Gândiți-vă că mai există o perspectivă, că sunteți la un pas de un lucru incredibil, o transformare alchimică completă a mentalului obișnuit de durere și suferință în aur. Acesta este pasul numit abandonare. Nu vreau să spun că veți fi fericit în astfel de situații. Nu veți fi. Dar frica și durerea se vor transforma în pace interioară și liniște care vin dintr-un loc foarte profund, din nemanifestat. Este pacea lui Dumnezeu care depășește orice înțelegere. Comparativ cu ea, fericirea este un lucru destul de superficial. Cu această pace radiantă vine conștiința, nu la nivel mental, ci în interior, la nivelul ființei, a faptului că sunteți indestructibil, adică nemuritor. Ceea ce nu este o credință, este o certitudine absolută care nu are nevoie de dovezi externe dintr-o sursă secundară. Transformarea suferinței în pace. Am citit despre un filozof stoic din Grecia antică. La auzul veștii că fiul său a murit într-un accident, el a răspuns: știam că nu este nemuritor. Aceasta este abandonarea? Dacă da, nu-mi doresc așa ceva. Există anumite situații în care abandonarea pare artificială și inumană. Izolarea de propriile sentimente nu este abandonare, dar nu știm care a fost starea sa interioară când a spus aceste cuvinte. În anumite situații extreme, poate fi imposibil să vă acceptați prezentul, dar întotdeauna aveți o a doua șansă de a vă abandona. Prima ocazie este să vă abandonați în fiecare moment realității prezente, știind că nu poate fi anulat ceea ce există, pentru că există deja. Spuneți da la ceea ce există sau acceptați ceea ce nu există. Atunci faceți ce trebuie să faceți, ceea ce vă cere situația. Dacă rămâneți în această stare de acceptare, nu mai creați negativism, suferință și nefericire. Trăiți într-o stare a lipsei de rezistență, o stare de grație și lumină, liber de orice tensiune. Ori de câte ori nu puteți face acest lucru, ori de câte ori pierdeți această șansă,
fie pentru că nu creați suficientă prezență conștientă pentru a împiedica un tipar de rezistență habituală și inconștientă să apară, fie pentru că starea este atât de dificilă încât este absolut inacceptabilă pentru dumneavoastră, creați o formă de durere, o formă de suferință. Poate că vi se pare că situația creează suferință, dar în ultimă instanță lucrurile nu stau așa. Rezistența dumneavoastră este cea care creează suferință. Acum aveți o a doua șansă de a vă abandona. Dacă nu puteți accepta ceea ce se află afară, atunci acceptați ceea ce se află în interior. Dacă nu puteți accepta condițiile externe, acceptați condițiile interne, adică nu vă opuneți durerii. Lăsați-o să existe. Abandonați-vă suferinței, disperării, fricii, singurătății sau oricărei forme îmbrăcate de suferință. Fiți martorul ei, fără să o etichetați mental. Îmbrățișați-o. Apoi veți vedea cum miracolul abandonării transformă suferința profundă în pace profundă. Aceasta este crucificarea dumneavoastră. Lăsați-o să devină învierea și înălțarea dumneavoastră. Nu înțeleg cum se poate abandona cineva suferinței. Așa cum ați arătat, suferința este refuzul abandonării. Cum ne putem abandona lipsei abandonării? Uitați de abandonare pentru moment. Când durerea este profundă, orice discuție despre abandonare vi se va părea oricum inutilă și lipsită de sens. Când durerea este profundă, este foarte posibil să simțiți o durere puternică de a fugi de ea în loc să vă abandonați ei. Nu doriți să simțiți ceea ce simțiți. Ce ar putea fi mai normal? Dar nu există scăpare, ieșire. Există multe evadări false, adică munca, băutura, drogurile, furia, proiecția, reprimarea și așa mai departe, dar ele nu vă vor elibera de durere. Suferința nu scade din intensitate când o faceți să devină inconștientă. Când negați durerea emoțională, tot ceea ce faceți sau gândiți, inclusiv relațiile dumneavoastră, devin contaminate de ea. O difuzați, ca să spun așa, sub forma energiei pe care o emanați, iar ceilalți o detectează subliminal. Dacă sunt inconștienți, se pot simți obligați să vă atace sau să vă rănească într-un fel sau îi puteți răni dumneavoastră, proiectând inconștient durerea dumneavoastră asupra lor. Veți atrage și manifesta tot ceea ce corespunde stării dumneavoastră. Când nu există scăpare, există totuși o cale de abandonare a problemei, așa că nu întoarceți spatele durerii. Înfruntați-o. Simțiți-o complet, trăiți-o, nu vă gândiți la ea. Exprimați-o dacă este nevoie, dar nu creați un scenariu mental în jurul ei. Acordați toată atenția sentimentului, nu persoanei, evenimentului sau situației care pare să o fi produs. Nu lăsați mintea să folosească durerea pentru a vă crea în jurul ei o identitate de victimă. Compătimându-vă și spunându-le altora povestea dumneavoastră, veți rămâne blocat în suferință. Deoarece este imposibil să scăpați de sentiment, singura posibilitate de a-l schimba este să vă adânciți în el. Altfel, nimic nu se va schimba. Așa că acordați atenție deplină sentimentelor și abțineți-vă de la etichetarea lor mentală. Pe măsură ce vă adânciți tot mai mult în sentiment, fiți extrem de atent. La început vi se va părea un loc întunecat și terifiant, iar când veți simți dorința intensă de a fugi, observați-o fără să-i dați curs. Continuați să vă concentrați atenția asupra durerii. Continuați să simțiți durerea, frica, groaza, singurătatea. Sentimentul oricare ar fi el,
Rămâneți vigilent, rămâneți prezent. Prezent cu toată ființa, cu fiecare celulă a corpului. Făcând acest lucru, aduceți o rază de lumină în întuneric. Aceasta s-a produs deja. Cum? Atenția deplină este acceptare deplină, este abandonarea. Acordându-i atenție deplină, folosiți puterea clipei de acum, care este puterea prezenței dumneavoastră. Niciun rest ascuns de rezistență nu poate supraviețui în ea. Prezența elimină timpul. Fără timp, suferința și negativismul nu pot supraviețui. Acceptarea suferinței este o călătorie în moarte. Confruntarea cu durerea profundă, acceptarea ei, mutarea atenției asupra sa înseamnă a muri conștient. Când ați murit de această moarte, realizați că nu există moarte și că nu aveți de ce să vă temeți. Numai sinele fals moare. Imaginați-vă o rază de soare care a uitat că este o parte inseparabilă a soarelui și se păcălește singură, făcându-se să creadă că trebuie să lupte pentru supraviețuire, să creeze și să se agațe de o identitate diferită de cea a soarelui. Moartea acestei iluzii nu ar fi incredibil de eliberatoare? Vă doriți o moarte ușoară? Ați prefera să muriți fără durere, fără agonie? Atunci lăsați trecutul să moară în fiecare moment și permiteți luminii prezenței dumneavoastră să alunge prin strălucirea ei sinele greoi, legați de timp, care credeați că sunteți dumneavoastră. Calea Crucii. Există multe relatări despre oameni care spun că l-au găsit pe Dumnezeu prin suferință profundă și există expresia creștină Calea Crucii, care presupun că se referă la același lucru. Și noi vorbim despre același lucru. În sensul strict, ei nu l-au găsit pe Dumnezeu prin suferința lor, deoarece suferința implică rezistență. L-au găsit pe Dumnezeu prin abandonare, prin acceptarea totală a stării de fapt, poziție pe care au fost forțați să o adopte prin suferința lor intensă. Probabil că la un anumit moment și-au dat seama că suferința este creată de ei. De ce este abandonarea echivalentă cu găsirea lui Dumnezeu? Deoarece rezistența este inseparabilă de minte, renunțarea la rezistență, adică abandonarea, este sfârșitul dominației minții ca stăpân, sfârșitul impostorului care se dă drept dumneavoastră, al egoului. Toate aprecierile și tot negativismul se dizolvă. Lumea ființei, care a fost ascunsă de minte, se deschide în acel moment. Brusc, apare o minte liniștită în dumneavoastră, un sentiment incomensurabil de pace. Și în această pace se află o bucurie profundă, iar în această bucurie se află iubirea. În centrul tuturor se află sacrul, incomensurabilul, cel ce nu poate fi numit. Nu numesc acest lucru găsirea lui Dumnezeu. Cum am putea vreodată găsi ceea ce nu am pierdut? Însăși esența vieții care există în dumneavoastră. Cuvântul Dumnezeu este limitativ nu numai din cauza miilor de ani de percepție și folosire greșite, dar și din cauza că implică existența unei alte entități în afara dumneavoastră. Dumnezeu este ființa însăși,
nu o ființă. Aici nu poate exista o relație autentică subiect-obiect. Nu există dualitate, dumneavoastră și Dumnezeu. Realitatea lui Dumnezeu este cel mai natural lucru din lume. Uimitor și incomprehensibil nu este faptul că îl puteți conștientiza pe Dumnezeu, ci că nu sunteți conștient de Dumnezeu. Calea crucii pe care ați menționat-o mai devreme este vechea cale al iluminării și până de curând a fost singura. Dar nu o respingeți și nu îi subestimați eficacitatea, ea încă mai funcționează. Calea crucii este o inversare completă. Ea înseamnă că lucrul cel mai rău din viața dumneavoastră, crucea, se transformă în cel mai bun lucru care vi s-a întâmplat vreodată, forțându-vă să depășiți lumea formală, să deveniți Dumnezeu, pentru că știți că Dumnezeu este un non-lucru. În acest moment, pentru majoritatea inconștientă a oamenilor, calea crucii este încă singura cale. Ei se vor trezi numai printr-o suferință suplimentară, iar iluminarea ca fenomen colectiv va fi, lucru predictibil, precedată de transformări profunde. Acest proces reflectă funcționarea anumitor legi universale ce guvernează dezvoltarea conștiinței și astfel au fost prezise de unii prezicători. Este descris printre alte locuri în Cartea Revelației sau Apocalipsa, mascat de o simbolistică obscură și uneori impenetrabilă. Această suferință nu este produsă de Dumnezeu, ci de oameni semenilor lor și chiar lor înșiși, dar și de unele măsuri de apărare pe care Pământul, care este un organism inteligent, le va lua pentru a se proteja de atacul violent al nebuniei umane. Totuși, există azi un număr din ce în ce mai mare de oameni în viață a căror conștiință este suficient de evoluată pentru a nu mai avea nevoie de suferință suplimentară înainte de a atinge iluminarea. Poate că și dumneavoastră sunteți unul dintre ei. Atingerea iluminării prin suferință, adică calea crucii, înseamnă a fi forțat să intri în împărăția cerurilor împotrivindu-te. În final, vă abandonați pentru că nu mai puteți îndura suferința, iar suferința ar putea continua mult timp până se întâmplă acest lucru. Iluminarea aleasă conștient înseamnă renunțarea la atașamentul față de trecut și viitor și concentrarea asupra prezentului. Înseamnă a alege să rămâi în starea de prezență și nu în timp. Înseamnă a spune da stării de fapt. Atunci nu mai aveți nevoie de durere. De cât timp credeți că veți avea nevoie înainte de a putea spune nu voi mai crea durere, nu voi mai crea suferință? De câtă durere mai aveți nevoie înainte de a putea face această alegere? Dacă credeți că aveți nevoie de mai mult timp, veți primi mai mult timp și mai multă durere. Timpul și durerea sunt inseparabile. Puterea de a alege. Ce se întâmplă cu toți acești oameni care aparent vor să sufere? Am o prietenă al cărei partener este agresiv fizic și care a avut o relație anterioară de același fel. De ce alege astfel de bărbați și de ce acum refuză să iasă din această situație? De ce atât de mulți oameni aleg efectiv suferința? În
Îmi dau seama că verbul a alege este unul dintre termenii favoriți ai adepților curentului New Age. Dar în acest context nu este folosit foarte corect. Este o eroare să spunem că cineva își alege o relație disfuncțională sau orice altă situație negativă de viață. Alegerea implică conștiință, un grad înalt de conștiință. Fără ea, nu aveți posibilitatea de a alege. Alegerea începe în momentul în care scăpați de identificarea cu mintea și de tiparele sale condiționate, în momentul în care deveniți prezent. Până când nu ajungeți în acest punct, nu sunteți conștient din punct de vedere spiritual. Adică sunteți forțat să gândiți, să simțiți, să acționați în anumite feluri în funcție de condiționarea mentală. Acesta este motivul pentru care Iisus a spus: "Iartă-i, Doamne, că nu știu ce fac." Acest lucru nu are nicio legătură cu inteligența, în sensul convențional al cuvântului. Am întâlnit multe persoane inteligente și foarte educate care erau în același timp total inconștiente, adică complet identificate cu mintea lor. De fapt, dacă dezvoltarea mentală și bagajul mai mare de cunoștințe nu este contrabalansat de o dezvoltare corespunzătoare a conștiinței, potențialul nefericirii și dezastrului este foarte mare. Prietena dumneavoastră este blocată într-o relație cu un partener abuziv și nu este pentru prima oară. De ce? Nu are posibilitatea de a alege. Mintea, condiționată fiind de trecut, încearcă mereu să recreeze ceea ce știe și îi este familiar. Chiar dacă este dureros, cel puțin este familiar. Mintea aderă întotdeauna la cunoscut. Necunoscutul este periculos pentru că nu are niciun control asupra lui. Acesta este motivul pentru care mintea urăște și ignoră prezentul. Conștiința momentului prezent creează o breșă nu numai în fluxul gândirii, ci și în continuumul trecut-viitor. Niciun lucru cu adevărat nou și creativ nu poate pătrunde în această lume decât prin această breșă, prin acest spațiu liber al posibilității infinite. Așa că prietena dumneavoastră, identificându-se cu mintea, poate recrea un tipar învățat în trecut, în care intimitatea și violența sunt legate inseparabil. Alternativ, ea poate pune în aplicare un tipar mental învățat în copilăria timpurie, conform căruia ea este lipsită de valoare și merită să fie pedepsită. Este posibil și să trăiască o parte importantă din viață prin corpul durere, care caută mereu mai multă durere cu care să se alimenteze. Partenerul ei are și el tiparele sale inconștiente, care le completează pe ale ei. Desigur, ea își creează singură situația. Dar cine sau ce este cel care a creat-o? Un tipar mental emoțional din trecut, nimic mai mult. De ce să facem din el un eu? Dacă îi veți spune că și-a ales singură starea sau situația, îi veți întări starea de identificare cu mintea. Dar este tiparul său mental adevărata ei personalitate? Este sinele ei adevărat? Este identitatea ei adevărată derivată din trecut? Arătați prietenei cum să devină o prezență care își observă gândurile și emoțiile. Vorbiți-i despre corpul durere și despre cum se poate elibera de el. Învățați-o arta conștientizării corpului interior. Arătați-i pe viu semnificația prezenței. Imediat ce va fi capabilă să acceseze puterea prezentului și astfel să rupă legătura cu trecutul ei condiționat, va avea posibilitatea de a alege. Nimeni nu alege disfuncționalitatea, conflictul sau durerea.
nimeni nu alege nebunia. Ele se întâmplă pentru că nu aveți suficientă prezență pentru a dizolva trecutul, nu aveți suficientă lumină pentru a alunga întunericul. Nu sunteți aici în totalitate. Nu v-ați trezit complet încă. Între timp, mintea condiționată vă conduce viața. Similar, dacă sunteți unul dintre cei mai mulți care au probleme cu părinții, dacă mai nutriți încă resentimente în legătură cu un anumit lucru pe care l-au făcut sau nu l-au făcut, atunci încă mai credeți că au avut posibilitatea de a alege, că ar fi putut să se comporte diferit. Întotdeauna mi se pare că oamenii au avut posibilitatea de a opta, dar aceasta este o iluzie. Atâta timp cât mintea dumneavoastră cu tiparele ei condiționate vă conduce viața, atâta timp cât sunteți mintea dumneavoastră, ce opțiune aveți? Niciuna. Nici măcar nu sunteți acolo. Starea de identificare cu mintea este extrem de disfuncțională. Este o formă de nebunie. Aproape toată lumea suferă de această boală în diferite grade. În momentul în care realizați acest lucru, nu mai puteți avea resentimente. Cum ați putea fi supărat pe boala cuiva? Singura reacție potrivită este compasiune. Aceasta înseamnă că nimeni nu este responsabil pentru actele sale? Nu-mi place această idee. Dacă sunteți condus de minte, deși nu aveți posibilitatea de a alege, veți suferi totuși consecințele inconștienței dumneavoastră și veți crea suferințe suplimentare. Veți duce povara fricii, a conflictelor, a problemelor și a durerii. Suferința astfel creată vă va forța în final să ieșiți din starea de inconștiență. Ceea ce spuneți despre alegere este valabil și pentru iertare, presupun. Trebuie să fii total conștient și să te abandonezi înainte de a putea ierta. Iertarea este un termen folosit de 2000 de ani, dar majoritatea oamenilor au o imagine foarte limitată despre semnificația ei. Nu puteți ierta într-adevăr pe cineva atâta timp cât sentimentul dumneavoastră de identitate derivă din trecut. Numai având acces la puterea prezentului, care este puterea proprie, poate exista iertare autentică. Acest lucru lasă trecutul fără nicio putere. Când realizați în adâncul sufletului că niciun lucru pe care l-ați făcut vreodată sau care v-a fost făcut nu poate atinge câtuși de puțin esența radiantă a ființei dumneavoastră adevărate, întregul concept al iertării devine inutil. Și cum ajung la această conștientizare? Când vă abandonați stării de fapt și deveniți total prezent, trecutul încetează să mai aibă vreo putere. Nu mai aveți nevoie de el. Prezența este cheia. Clipa de acum este cheia. Cum voi ști că m-am abandonat? Nu veți mai simți nevoia să puneți această întrebare.